Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru că ne oferă oportunitatea să ne închinăm Lui și să-I cântăm. Iubită Biserica Domnului Iisus Hristos, vreau în această seară încă o dată să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați acceptat invitația Duhului Sfânt să vă luați din timpul dumneavoastră de odihnă și să veniți în casa lui Dumnezeu să vă întâlniți cu Domnul. Sunt sigur că Dumnezeu este în stare să răsplătească intenția de a veni să vă întâlniți cu El. În ciclul de lecții numit Cum este Biserica lui Dumnezeu, am vorbit în primul rând, în prima lecție, despre concepții greșite despre biserică. Și am prezentat confundarea ca fiind o primă greșeală și izolarea ca fiind o a doua greșeală la cealaltă extremă. Am vorbit apoi, în lecția numărul 2, despre identitatea bisericii. Și am arătat că biserica are o identitate spirituală în momentul în care membrii ei au o poziție spirituală, adică o relație spirituală cu Iisus Hristos prin credință. Și am arătat că această identitate are mai mulți pași. Primul dintre ei este pocăința. Am arătat că pocăința este provocarea lui Dumnezeu, dar este reacția noastră responsabilă de a ne întoarce la Dumnezeu căindu-ne de lucrurile rele și schimbându-ne viața prin ajutorul Domnului. În lecția numărul 2 am vorbit despre nașterea din nou și am arătat că nașterea din nou este un act de moment, dar în același timp, după actul de moment, este un proces al maturizării, al creșterii. Am vorbit în lecția numărul 3 despre sfințire și am arătat că sfințirea de asemenea are două aspecte. Primul este sfințirea pe care o face Dumnezeu pentru și către om sau îndreptățirea. Și a doua parte este procesul de sfințire în care eu mă implic în fiecare zi cu viața mea. Am văzut apoi, în lecția numărul 4, lecția de data trecută, începând să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, am vorbit despre personalitatea Duhului Sfânt și despre activitatea sau lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. Nu putem să înțelegem învățătura lui Dumnezeu din Biblie despre botezul cu Duhul Sfânt doar dacă citim Faptele Apostolilor, capitolul 2. Trăim într-o lume unde aceste învățături nu sunt spuse și suntem îndoctrinați cu lucruri firești și lumești, străine de Biblie și de Dumnezeu. Lucrurile cu care suntem obișnuiți cel mai bine nu sunt lucrurile Bibliei, lucrurile lui Dumnezeu, ci sunt lucrurile din afara bisericii și din afara prezenței lui Dumnezeu. Venind în biserică și vrând să înțelegem importanța, rolul și modalitatea botezului cu Duhul Sfânt, este foarte sărăcăcios înțeleasă dacă explicăm asta doar din Fapte, capitolul 2, și spunem că botezul este așa și așa. De aceea am procedat la a alege să privim încă de la început și să discutăm despre personalitatea Duhului Sfânt, să observăm cum s-a manifestat în Vechiul Testament, adică să avem o bază și trecând în Noul Testament, să observăm că Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, în Trinitate, nu-și schimbă principiile și atitudinea de la o eră la alta și rămâne același Dumnezeu principial, un Dumnezeu etern, un Dumnezeu minunat. Și în seara aceasta
Aș vrea, în concluzia lecției trecute pe care nu am avut timp să o închei, aduceți-vă aminte că a fost o sărbătoare, au fost foarte multe cântări, foarte multă muzică, mi-au rămas câteva gânduri de la învățătura despre Duhul Sfânt în Vechiul Testament și apoi vom trece la lecția din această seară, Duhul Sfânt în Noul Testament, și probabil lecția viitoare, adică duminica viitoare la serviciul divin de seara, vom ajunge la Fapte 2, foarte probabil. În concluzia sumarei cercetări despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament, observăm că Duhul Sfânt în Vechiul Testament are următoarele aspecte. Datorită faptului că toți bărbații folosiți de Dumnezeu au fost sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt, înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută decât de persoane care sunt împuternicite de Duhul lui Dumnezeu. În țara aceasta, nimeni nu poate să aibă o activitate oficială și publică decât doar dacă sunt împuternicite de factorii guvernamentali de decizie. În împărăția lui Dumnezeu, care este o țară spirituală, o împărăție spirituală, nu poți activa în niciun fel dacă nu ești recunoscut de autoritatea lui Dumnezeu și dacă nu ești împuternicit, dacă nu ai un social security spiritual, dacă nu ai un green card sau o cetățenie spirituală, dacă nu ești delegat de guvernul lui Dumnezeu, de autoritatea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament observăm că toți bărbații care au fost folosiți au fost împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, pogorârea Duhului Sfânt peste persoanele prezentate în Vechiul Testament ca fiind lucrători ai Domnului în vremea aceea, au fost întotdeauna însoțită, prezentarea aceasta a coborârii Duhului Sfânt a fost întotdeauna însoțită de manifestări supranaturale, de obicei prorocia. Și acum vă rog frumos să fixați în mintea dumneavoastră acest adevăr universal. Numărul 1. În Vechiul Testament, ori de câte ori Duhul Sfânt a coborât peste o persoană, de obicei manifestarea vizibilă, fizică, a fost prorocia. Încă o dată, frați și surori, citiți în Vechiul Testament, aduceți-vă aminte de toate persoanele pe care vi le-am spus data trecută și observați că ori de câte ori Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, a existat o manifestare supranaturală. Dar de obicei, această manifestare supranaturală s-a concretizat în prorocie. Observați câteva scurte exemple. Cei 70 de bătrâni, care erau un grup de slujbași alături de Moise, numărul 11 cu 25, Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din Duhul care era peste el și a pus peste cei 70 de bătrâni. Și îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Dar după aceea n-au mai prorocit. A fost atunci un eveniment. 2. Saul. 1 Samuel 10. 9 la 10. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Trimișii lui Saul, 1 Samuel 19 la 20, Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroși care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și au început și ei să prorocească. Eldad și Medad. Numărul 11 la 26, acestea sunt două nume de bărbați din vremea aceea. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, fiindcă erau dintre cei înscriși, măcar că nu se duseseră la cort, și au început și ei să prorocească în tabără. Și lista ar putea continua. Acesta este un principiu universal, adică în Vechiul Testament, când Duhul Sfânt s-a coborât peste un bărbat, diferența este mare între felul în care s-a coborât Duhul Sfânt peste un bărbat în Vechiul Testament față de Noul Testament. Spuneam, în Noul Testament Duhul Sfânt a făcut templu din oameni, pentru că asta se întâmplă după ce Iisus a adus jertfa de ispășire. În Vechiul Testament Duhul Sfânt nu făcea templu din oameni, n-avea reședința pe pământ, venea, lucra și se retrăgea, pentru că jertfa de ispășire încă nu fusese adusă. Dar de câte ori cobora și umplea pe cineva, aduceți-vă aminte că cei mai mulți proroceau sau aveau o altă manifestare supranaturală, însă scopul întotdeauna era misiunea. Aduceți-vă aminte de toate numele înșirate data trecută, cum venea Duhul Sfânt peste ei, mergeau și eliberau poporul, mergeau și făceau trezire spirituală, mergeau și chemau poporul la pocăință, mergeau și mustrau păcatele naționale care deveniseră mod de viață. Întotdeauna când venea Duhul Sfânt peste ei, nu venea pentru ei,
ci venea pentru bunăstarea poporului și pentru întoarcerea lor la Dumnezeu. Duhul Sfânt venea să îi împuternicească ca să meargă în misiune și să atragă poporul să-l întoarcă la Domnul. Ieremia 19:14. Ieremia s-a întors din Tofet, unde îl trimisese Duhul Domnului să prorocească. Și acum, frați și surori, cu aceste gânduri scurte care au fost o completare a lecției de data trecută, am ajuns la Duhul Sfânt în Noul Testament. Duhul Sfânt în Noul Testament. În primul rând, urmărind subiectul acesta al persoanei și al lucrării Duhului Sfânt în Noul Testament, aș vrea să ne oprim spre persoana care face tranzit, adică legătură între Vechiul și Noul Testament, Ioan Botezătorul. Deci, Ioan Botezătorul și Duhul Sfânt. Observa că toți cei trei membri ai familiei lui Ioan Botezătorul au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Luca 1:15, partea a doua. Se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. E vorba despre Ioan Botezătorul. Lucrarea de a fi premergătorul lui Iisus nu putea fi făcută înainte de a fi umplut de Duhul Sfânt. Misiunea lui reclama mai mult decât o școală omenească, mai mult decât o educație religioasă, mai mult decât o abstinență specială. Reclama o împuternicire divină, adică Duhul Sfânt în el. 2. Luca 1:47. Când a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt, adică mama lui Ioan. 3. Tatăl lui Ioan, Luca 1:67. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit. Scopul umplerii cu Duhul Sfânt la Ioan Botezătorul nu a fost în primul rând trăirea unei vieți de neprihănire. Ce argumentam când fac această afirmație? Părinții lui, spune Biblia, că au fost neprihăniți înainte de a fi umpluți cu Duhul Sfânt. Citesc Luca 1:6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată poruncile Domnului și toate rânduielile. Și Duhul Sfânt e nevoie să-i umple. Iată dar că ei sunt neprihăniți în comportamentul lor. Atunci de ce mai vine Duhul Sfânt? Observați că Duhul Sfânt vine peste Ioan Botezătorul și peste părinții lui în primul rând, nu pentru ca ei să aibă o viață de neprihănire. Ei o aveau deja și Duhul Sfânt vine peste ei pentru ca să îi împuternicească pentru slujbă, pentru misiune. Scopul umplerii cu Duhul Sfânt și în Noul Testament ca și în Vechiul Testament a fost în primul rând, dar nu în ultimul rând, dar în primul rând, înzestrarea cu puteri și daruri pentru misiunea de a pregăti calea Domnului în vederea mântuirii multor oameni prin Hristos. Luca, capitolul 1, versetele 15 până la 16. Se va umple cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. De ce? Ca să întoarcă pe mulți din fiii lui Israel la Domnul. De aceea se va umplea de Duhul Sfânt. Frați și surori, doctrina noastră trebuie să fie sprijinită pe cuvântul Domnului citit în contextul lui. Observați de ce spune Biblia că l-a umplut pe Ioan Botezătorul cu Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Pentru ca să întoarcă pe mulți din fiii lui Israel la Domnul. De aceea i-a fost dat Duhul Sfânt. În primul rând pentru asta, dar repet, nu în ultimul rând. Mai sunt și alte motive secundare, dar în primul rând, puterea Duhului Sfânt a venit peste el ca să fie în stare să întoarcă pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul. Ne aducem aminte că în toate cazurile de umplere cu Duhul Sfânt în Vechiul Testament, scopul nu a fost în primul rând trăirea unei vieți de neprihănire. Aceasta fiind o poruncă clară pentru toți oamenii, nu numai pentru cei umpluți de Duhul Sfânt în misiuni speciale, ci înzestrarea cu puterea și daruri de a aduce bărbați pentru misiunea de îndeplinire a scopurilor lui Dumnezeu cu oamenii. De aceea, slujirea lui Ioan Botezătorul a condus la o mișcare de trezire în Iudeea. Părinții lui Ioan, de asemenea, deja neprihăniți și păzind poruncile Domnului, au fost totuși umpluți de Duhul Sfânt. De ce? Haideți să privim puțin la ei. Elisaveta a prorocit. Luca 1:41-45. Citesc. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Maria s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău.
Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru ca lucrurile care au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Ce a făcut Elisabeta pentru Maria? A prorocit. Elisabeta, în momentul în care Maria, mama Domnului Iisus Hristos, a intrat la ea în casă, Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, a început să-i prorocească. Hai să observăm ce a făcut Zaharia. De asemenea, a prorocit. Fiți cu Biblia pe genunchi. Priviți-o, frați și surori. Deschideți-o la Luca 1:67. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Frați și surori, este foarte important să fim siguri că ce știm despre Dumnezeu, despre lumea spirituală, știm din Scriptură. De aceea este nevoie mereu și mereu și mereu să recitim și să recitim, pentru ca ori să ne verificăm, ori anumite lucruri să le schimbăm în procesul perfecționării învățării noastre despre Domnul și despre cuvântul Său. În legătură cu botezul Duhului Sfânt la primii creștini, vom întâlni aceeași experiență, adică scopul botezului cu Duhul Sfânt va fi în primul rând, repet, dar nu în ultimul, înzestrarea cu puteri și daruri pentru mântuirea oamenilor. În al doilea rând, manifestarea fizică a botezului cu Duhul Sfânt va fi ori vorbirea în limbi, ori prorocia. Vorbirea în limbi este manifestarea fizică a botezului cu Duhul Sfânt în Noul Testament, iar prorocia este aceeași manifestare fizică, vizibilă, a umplerii cu Duhul Sfânt, dar în Vechiul Testament. Ioan Botezătorul poate fi privit ca o verigă care leagă Vechiul Testament de Noul Testament sau ca un ultim proroc al Vechiului Testament, dar ca un prim proroc al Noului Testament. El este ultimul proroc din Vechiul, dar este primul din Nou. Trecem la o a doua persoană din Scripturi, Nou Testament, peste care Duhul Sfânt a avut o lucrare de excepție. Domnul Iisus Hristos. Iisus, deci, și Duhul Sfânt. Punctul A. Rolul Duhului Sfânt în întruparea. Eu nu folosesc cuvântul naștere, pentru că mi se pare că Domnul Iisus Hristos, pentru evenimentul nașterii Domnului Iisus, este mai real și mai autentic cuvântul întrupare. Dar nu este greșit naștere. Deci, rolul Duhului Sfânt în întruparea sau în nașterea Domnului Iisus Hristos. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, din Fecioară, a fost o minune din cel puțin 3 puncte de vedere. Și a fost posibilă pentru că a fost opera Duhului Sfânt. Doar așa se explică. Dacă îl scoatem pe Duhul Sfânt din evenimentul supranatural și inexplicabil, întruparea Domnului Iisus, nu avem nicio explicație. Dar dacă îl lăsăm pe Duhul Sfânt introdus în problema întrupării, atunci noi știm că așa se justifică și se explică minunea întrupării. Prin faptul că a fost Duhul Sfânt acolo. Și unde este Duhul Sfânt, ceea ce face El nu mai este omenește, ci este dumnezeiește. Deci, cele 3 puncte de vedere. Primul, pentru prima oară se năștea un copil care avea o existență anterioară nașterii fizice. Eu înainte să mă nasc, n-am mai avut o existență anterioară. Noi nu credem în reîncarnare. Înainte să mă nasc, n-am mai avut o existență anterioară, dar Domnul Iisus înainte să se întrupeze a avut o existență anterioară. El nu a venit de nicăieri la viață, ci El a venit din viață pe pământ pentru o misiune. În al doilea rând, pentru prima oară se năștea un copil dintr-o mamă care era fecioară. Asta nu s-a mai întâmplat nici până atunci, nici de atunci încoace. În al treilea rând, pentru prima oară se năștea un copil dintr-o mamă peste care se pogorâse Duhul Sfânt și o umbrise cel prea înalt. Apoi se întrupa Dumnezeu Fiul prin directa cooperare între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Citesc de la Luca, capitolul 1, versetul 35. Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Iată dar cum pentru întruparea Fiului, Duhul Sfânt și cel preanalt. De aceea Sfântul, adică Fiul, care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Punctul B, frați și surori, rolul Duhului Sfânt în misiune, adică în lucrarea Domnului Iisus. Începutul misiunii publice a Domnului Iisus Hristos este marcat, atenție,
Frați și surori, vă rog frumos acum să vă gândiți foarte obiectiv. Începutul misiunii Domnului Iisus Hristos este marcat de botezul în apă și de umplerea cu Duhul Sfânt. Nici măcar Domnul Iisus nu face excepție de la regula. Umplerea cu Duhul Sfânt este dată pentru o misiune specială. Este dată să faci ceva special cu daruri, cu lucrări, cu slujbe, la care Dumnezeu te învrednicește prin împuternicirea umplerii cu Duhul Sfânt pe care ți-a dat-o. Toți cei patru evangheliști prezintă pogorârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus Hristos la Iordan. Evanghelistul Luca însă menționează că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Iisus în timp ce se ruga. Luca 3, 21 la 22. Și fiți atenți, frați și surori. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Legătura dintre rugăciune și primirea Duhului Sfânt nu este prezentă doar în practica Domnului Iisus, ci și în învățătura sa. Nu s-a întâmplat așa doar cu el, ci el a și învățat pe alții să facă la fel. Și acum citesc Luca 11 cu 13. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, celor ce se roagă pentru el. Duhul Sfânt a venit peste Domnul când se ruga. Iar acum Domnul ne spune și cu voi se va întâmpla la fel. Duhul Sfânt va veni peste voi în timp ce vă rugați. Fapte 4 cu 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Când? După ce s-au rugat. Când? În timp ce se rugau. Rugăciunea este direct legată de evenimentul extraordinar al umplerii cu Duhul Sfânt. Nicăieri în Biblie nu se spune că Domnul a fost botezat cu Duhul Sfânt. Spune că Duhul Sfânt a venit peste el. Însă noi vom folosi și pentru Domnul Iisus Hristos expresia botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că botezat înseamnă scufundat, imersat, introdus într-un mediu. Și de data aceasta mediul este Duhul Sfânt. Ca și în celelalte situații mai de dinainte, din Vechiul Testament, și în Noul Testament, înainte ca cineva să fie trimis într-o slujbă specială de mântuire a oamenilor sau de împlinire a intereselor lui Dumnezeu, mai întâi el era umplut cu Duhul Sfânt. De la această regulă de bază a Bibliei, n-a făcut nici măcar Domnul Iisus Hristos excepție. După botezul în apă, el este umplut cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se coboară peste el și începe misiunea ca mântuitor al oamenilor. De menționat aici că în viața Domnului Iisus, Duhul Sfânt n-a venit pentru prima oară la botezul în apă la Iordan, ci dimpotrivă, Duhul Sfânt a venit peste Maria și a fost peste el în pântecele mamei lui încă de la zămislirea lui, în fiecare clip a existenței sale. În experiența sa de pe pământ, Domnul Iisus a fost în același timp Dumnezeu și om. Atenție, dar nu jumătate om, jumătate Dumnezeu, ci Dumnezeu întreg și om întreg. Dumnezeu deplin și om deplin. El a avut nevoie de Duhul Sfânt nu în natura Dumnezeu, ci în natura om. A avut nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt, nu pentru natura de Dumnezeu care a fost Dumnezeu pe deplin, ci în natura de om când a fost om pe deplin, alături de Dumnezeu pe deplin, în Iisus Hristos Mântuitorul, în cei 33 de ani de pe pământ. Deci el a avut nevoie de Duhul Sfânt datorită naturii sale umane în care a venit în trup pe pământ prin întrupare și a slujit până la moarte. În concluzie, pogorârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus marchează împuternicirea lui în calitate de mântuitor al oamenilor. Încă o dată, frați și surori, pentru că atunci când vom ajunge la botezul cu Duhul Sfânt va fi absolut important să înțelegem că în Vechiul Testament ori de câte ori Dumnezeu vrea să trimită pe cineva în lucrare, mai întâi îl umplea cu Duhul Sfânt. Și în momentul în care îl umplea cu Duhul Sfânt, de obicei prorocea. Când Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea de mântuitor, la Iordan e botezat în apă și regula se repetă. Vine Duhul Sfânt din nou peste el. Și vom continua în lecțiile viitoare să observăm cum se întâmplă în fapte, în faptele apostolilor, care e cartea Duhului, și mai apoi în epistole. Această experiență a Domnului Iisus de umplere cu Duhul Sfânt a constituit ungerea cu Duhul Sfânt prin care titlul său mesianic de unsul a fost justificat.
a primit ungerea pentru ca titlul său mesianic, adică unsul, să fie justificat pentru că a fost uns cu Duhul Sfânt. Asta este expresia pe care o folosesc evangheliștii. Iisus a fost uns cu Duhul Sfânt. De aceea mai târziu Petru afirmă Fapte 10 cu 38. În predica lui el spune: Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt. De ce? L-a uns cu Duhul Sfânt pentru ca să poată fi unsul, Mesia. L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc. Atenție de ce l-a uns cu Duhul Sfânt. Umbla din loc în loc și ce făcea? Făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Frați și surori, noi vrem și astăzi să se facă vindecări. Dar unde sunt oamenii împuterniciți? Noi vrem și astăzi să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Dar unde sunt oamenii împuterniciți? Așteptăm de la un singur păstor să aibă toate darurile din lume. Nici Pavel nu le-a avut pe toate. Păstorul, învățătorul, evanghelistul, prorocul, administratorul, darnicul, milostenia, generozitatea, este o echipă. Nu angajăm un om și stăm liniștit. Am angajat un Superman. Ce concepție greșită! Cât de tare s-a răsucit învățătura lui Dumnezeu din Biblie în cei 2000 de ani de istorie creștină! Frați și surori, biserica lui Dumnezeu este plină de mădulare, iar cei chemați, el a dat pe unii, apostoli, evangheliști, proroci, pastori și învățători, spre desăvârșirea sfinților, dar sfinții aceștia se desăvârșesc în slujirea lor și devin membre active, lucrate sau instrumentate, folosite de Duhul Sfânt pentru anumite lucrări. Te întreb în această seară, ești botezat cu Duhul Sfânt? Da. Ce face Dumnezeu prin tine? Știu că nu-ți place întrebarea, dar îi place lui Dumnezeu și ție ți este de folos. Toată lumea este botezată cu Duhul Sfânt. Ce face Dumnezeu prin tine? Când Dumnezeu umple pe cineva cu Duhul Sfânt, în această umplere există o autoritate. Nu pe care o dă școala, nu pe care o dau pe care o dă comitetul bisericii. Există o autoritate pe care o dă Dumnezeu. Și această autoritate se exprimă. Unii vorbesc în limbi și dacă sunt în public greșit tălmăcesc, ei sau alții. Alții prorocesc, asta înseamnă în limba maternă. Alții fac vindecări. Alții au darul de descoperire, de înțelepciune. Alții fac minuni. Și Duhul Sfânt folosește când pe unul, când pe altul pentru scopurile sale. Să zidească biserica, să vindece biserica, să lucreze cu autoritate în biserică. Duhul Sfânt are mădulare multe. Toți suntem mădularele Duhului Sfânt. Convertire, naștere din nou, sfințire și umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este o autoritate divină pusă în tine și în mine. Și se manifestă diferit. Nu noi hotărâm cum se manifestă. Dar dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, în această seară oprește-te înaintea Domnului, nu pentru descurajare, ci pentru identificare. Această umplere, ce ți-a dat? La ce te ajută? Ce faci acum diferit cu puterea lui Dumnezeu? Dacă puterea aceasta nu ți-a dat nimic, atunci în ce constă valoarea ei? Dacă e la fel ca înainte, atât de puțin importantă este umplerea cu Duhul Sfânt încât să nu se facă diferența? Domnul Iisus Hristos primește de la Ioan Botezătorul botezul în apă și de la Tatăl primește botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt sau ungerea cu Duhul Sfânt. Important de remarcat, frați și surori, este faptul că după ce botezul cu Duhul Sfânt, Domnul Iisus este ispitit de diavolul. După ce este botezat cu Duhul Sfânt, Domnul este ispitit de diavolul. Matei 4,1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Succesul misiunii pe pământ al Domnului Iisus a depins în totalitate de prezența Duhului Sfânt în el. Biblia menționează că a fost dus de Duhul în pustie, dar când s-a întors era tot plin de Duhul. Hristos nici o clipă n-a fost altfel decât plin de Duhul. Luca 4,14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors din Galileea și i s-a dus vestea în ținutul din prejur. S-a dus plin de Duhul, s-a întors plin de Duhul. Petru, ca unul care a umblat tot timpul cu Domnul Iisus,
a înțeles că experiența umplerii cu Duhul Sfânt la Iordan a fost împuternicirea cu Duhul pentru lucrare. Și el spune în Fapte 10, 37 la 38. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum, atenție, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, vindeca și făcea bine pe toți cei care erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. După botezul cu Duhul Sfânt, când dumnezeirea devine o realitate profundă pe cale experimentală, atenție că o să mai repet încă o dată asta, după botezul cu Duhul Sfânt, când dumnezeirea nu mai este o realitate teoretică, intelectuală, devine o realitate în viața omului în plan al experienței personale. Credinciosul devine oficial un ostaș în armata lui Iisus Hristos pe câmpul de misiune. Iar diavolul din clipa aceea va avea un dușman în plus. Pe credinciosul care acum fiind uns cu Duhul Sfânt pentru lucrarea lui Dumnezeu, va mai avea încă un dușman în plus. Botezul cu Duhul Sfânt, pe lângă harurile oferite în plan spiritual de Dumnezeu, este și momentul în care diavolul declanșează un război teribil și public, oficial, față de această persoană, de acum ostaș public, ostaș oficial. Ca și în celelalte situații dinainte, adică din Vechiul Testament, și în Noul Testament, înainte ca cineva să fie trimis într-o slujbă de mântuirea oamenilor sau de împlinirea intereselor lui Dumnezeu de orice fel, pe pământ, mai întâi el a fost umplut cu Duhul Sfânt. Isaia 61:1. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești celor nenorociți. Uitați de ce. Eu sunt uns ca să aduc vești. Nu sunt uns pentru mine. Eu sunt uns ca să aduc vești. Cui? Celor nenorociți. Este o lucrare făcută pentru alții. Este o slujire. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Este o slujire. M-a trimis să vestez robilor slobozenia. Este o slujire. M-a trimis să vestez prinșilor de război izbăvirea. Este o slujire. După ce citește în sinagogă aceste cuvinte din Isaia, capitolul 61, Domnul închide cartea și Luca, la capitolul 4, versetul 21, spune. Iisus zice, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, cuvintele astea pe care le-ați auzit. Și el își începe misiunea publică. E foarte important să înțelegem tot șirul progresiei lucrării Duhului Sfânt în Biblie. Altfel, dacă ne oprim la Fapte 2, nu înțelegem mare lucru. De aceea Domnul Iisus Hristos explică scopul principal al botezului cu Duhul Sfânt pentru persoanele convertite și născute din nou în Fapte, capitolul 1, versetul 8, unde spune: când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Și cu această putere îmi veți fi martori. Începând din casa voastră, din locul unde trăiți și până la marginile pământului. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Și acum am să mă opresc un pic și am să vă întreb, frați și surori, când eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, unde este puterea? Puterea aceasta care este în mine mă face un martor. Pe mine mă face un martor prin predicarea Evangheliei. Prin dumneata te face un martor prin cântarea de laudă. Pe altul face un martor că aduce mesaje în limba maternă direct de la Dumnezeu, și asta se numește prorocie. Pe altul face un martor că spune un cuvânt în limbi și apoi îl traduce și are tot oficiul de prorocie. Dar nu este prorocie, are oficiul de prorocie, este tălmăcire din limbi. Pe altul face un martor prin faptul că vindecă. Prin altul face un martor că descoperă Dumnezeu. Acum se ridică cineva în puterea Duhului și spune, tu care stai acolo! Și îți dă Dumnezeu pe față un păcat care îl faci de o vreme lungă și ești descoperit în adunare. Frați și surori, să mă ridic și să spun, așa vorbește Domnul, rugați-vă, postiți, citiți cuvântul Domnului. Aceasta nu este nicio descoperire și nicio noutate, că toți predicatorii de 2000 de ani tot asta spun. Dar asta nu înseamnă neapărat că Duhul Sfânt nu poate și să spună asta dacă vrea. El spune ce vrea și face ce vrea. Dar un lucru e clar, când își Dumnezeu își deschide gura, nu spune nimicuri, nu spune zerouri.
Când Dumnezeu își deschide gura și vorbește, Dumnezeu aduce lucruri pe care nu le știm. El ne îmbărbătează, ne zidește, ne binecuvintează. Atunci când primim puterea, ce facem cu ea? Ce facem cu puterea? De ce o cerem? Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și cu puterea aceasta o să fiți martori. Pentru cine? Pentru Hristos. O să fiți martori pentru Hristos între frați și o să fiți martori pentru Hristos între oamenii din lume. Fiecare cu slujba lui. Evanghelistul nu lucrează între frați. Evanghelistul lucrează între oamenii necredincioși. Învățătorul însă lucrează între frați, între cei mântuiți deja. Prorocul lucrează unde îl trimite Dumnezeu. Ai primit umplerea cu Duhul Sfânt? Ai primit puterea? Unde este? În ce fel se exprimă? Ce faci cu ea? Aceasta este învățătura biblică. Frați și surori, botezul cu Duhul Sfânt nu e o întâmplare. Botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment glorios, divin și solemn, la care trebuie să ajungem cu toții, pentru că Dumnezeu de-abia ne așteaptă să ni-l ofere ca un tată bun, dar să înțelegem că odată ce am fost umpluți cu Duhul Sfânt, dintr-o dată devenim un instrument în mâna lui Dumnezeu, cum acest pix a devenit un instrument în mâna mea. Eu n-am luat pixul acesta investind în el câțiva dolari pentru ca să devin el mai frumos și mai strălucitor, ci am luat pixul acesta ca să-l folosesc pentru scopurile mele. Și îl folosesc cu el, mă folosesc de el ca să scriu. Asta nu înseamnă că umplerea cu Duhul Sfânt este doar și doar pentru slujire. Nu. Dar asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos a spus așa: când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori. Haideți să continuăm citirea. În cazul ucenicilor, trimiterea lor în slujbă este legată de umplerea cu putere de sus. Un alt eveniment, un alt verset, care spune exact ce a spus Fapte, capitolul 1, versetul 9. Luca 24, versetele de la 47 la 49. Ascultați-mă. Și să propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi ca să puteți fi martori, iată că voi trimite peste voi ca să puteți fi martori, iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți aici în cetate. Până veți fi îmbrăcați cu ce? Cu putere. De ce avem nevoie de putere? Să fim martori. Și ce facem când suntem martori? Să propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui Iisus pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Dacă ucenicii n-ar fi fost botezați cu Duhul Sfânt, n-ar fi putut să cucerească lumea cu învățătura Domnului Iisus. Dacă bărbații din Vechiul Testament n-ar fi fost umpluți cu Duhul Sfânt și ca manifestare fizică să prorocească, n-ar fi putut să fie folosiți de Dumnezeu într-o manieră de excepție. Chiar și Domnul Iisus, când își începe lucrarea publică, merge la Iordan, e botezat în apă de Ioan Botezătorul și Tatăl îl umple de Duhul Sfânt, îl unge, mai bine zis. Încă un caz. Am văzut cazul Domnului Iisus, învățătura lui, am văzut cazul apostolilor, acum vedem cazul lui Pavel. În cazul lui Pavel, trimiterea lui Pavel în slujbă este legată de umplerea cu Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 9, versetele 15 și 17. Citesc. Dar Domnul i-a zis lui Anania: du-te, căci Pavel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Anania a plecat și după ce a intrat în casă și a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. De ce? Pentru ca să poți să fii în stare să duci Evanghelia la împărați, la fiii lui Israel și la neamuri. Ca să faci această lucrare ai nevoie de umplere, ai nevoie de putere, ai nevoie de ungere, ai nevoie de daruri. De unde să iau eu darurile? De unde să iau eu autoritatea și puterea?
Fratele Luca a spus, Luigi Mițoi este păstorul bisericii. Dar dacă doar fratele Luca spune asta și nu am ungerea lui Dumnezeu pentru această slujbă, fratele Luca nu poate să-mi dea Duhul Sfânt. Fratele Luca nu poate să-mi dea înțelepciune. Fratele Luca nu poate să-mi dea daruri. Fratele Luca nu poate să-mi dea discernământ și autoritate. Dumnealui îmi dă doar poziția, adică îmi dă numirea. Câți nu sunt numiți cu tare și cu tare și cu tare? Sunt numiți de oameni. Dar unde este autoritatea în slujirea lor? Unde e caracterul? Unde-s darurile? Frați și surori, așa cum este Biserica lui Dumnezeu, așa. Am observat din Vechiul Testament că întotdeauna când Duhul Sfânt umplea pe cineva, avea loc o manifestare supranaturală. Încă o dată, acesta este principiul. Faceți diferența între principii și încredințări, forme. Întotdeauna când Duhul Sfânt umplea pe cineva, avea loc o manifestare vizibilă, supranaturală. De obicei, în Vechiul Testament, prorocia și în Noul Testament, vorbirea în limbi. Vorbesc de semnul vorbirii în limbi, nu de darul vorbirii în limbi. La coborârea Duhului Sfânt peste Iisus, aceasta lipsește. Când Duhul Sfânt se coboară peste Domnul Iisus, El nici nu prorocește, El nici nu vorbește în limbi. Explicația cea mai probabilă este faptul că Domnul Iisus nu atunci este pentru prima oară umplut cu Duhul Sfânt. Pentru că, frați și surori, prima oară umplerea cu Duhul Sfânt se numește botezul, dar după aceea există reumplere și reumplere și reumplere și reumplere. Însă manifestarea supranaturală și evidentă a prorociei sau a limbilor este la botez. Domnul Iisus, când a fost umplut cu Duhul Sfânt, n-a fost prima coborâre a Duhului Sfânt peste El. Duhul Sfânt a fost peste El încă din pântecele mamei Lui. Foarte probabil că aceasta este explicația sau măcar o modestă încercare. În al treilea rând, frați și surori, la manifestarea Duhului Sfânt în Noul Testament, vreau să observăm rolul Duhului Sfânt în moartea și în învierea Domnului Iisus. Am văzut întruparea, am văzut viața și lucrarea. Moartea și învierea Domnului Iisus. Nu numai nașterea, lucrarea și viața Domnului Iisus au fost prin Duhul, ci și moartea Lui. Evrei, capitolul 9, versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată. Sângele lui Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus Hristos, a fost asistată de prezența Duhului Sfânt. Acel teribil și unic, acel glorios și solemn moment al zdrobirii capului șarpelui, când Hristos a murit singur pe cruce, în clipa aceea a fost asistat de Duhul Sfânt. Pentru că cine este umplut de Duhul Sfânt nu mai este niciodată singur. De aceea Biblia spune să nu te temi, să nu vă temeți, să nu vă temeți, eu sunt cu voi. Am să fiu cu voi ziua și noaptea. Nimeni nu se va atinge de voi. Duhul meu este în voi. Ziua și noaptea voi fi cu voi. De cine să mă tem dacă este Domnul cu mine? Ce-mi poate face omul? Însă, în credința noastră slăbuță, deseori ne speriem de anumite evenimente și ne temem. Însă când Duhul Sfânt este cu mine, când eu sunt umplut de El, niciodată nu mă lasă singur. Lui nu e teamă de nimic. El este mereu și mereu cu mine, dacă viața mea rămâne credincioasă, ascultătoare și supusă lui Dumnezeu, cuvântului și Duhului. De asemenea, Duhul Sfânt a fost prezent și implicat în lucrarea învierii Domnului Iisus Hristos. 1 Petru 3,18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. Ca să ne aducă la Dumnezeu, El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. Romani 1:4. În ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. În ce privește Duhul. Și aceeași carte 8:14. Și dacă Duhul celui înviat, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Te întreb în această seară, dragul meu prieten, care ai experiență de 15, 20 sau 50 de ani pe planeta aceasta.
care ai venit în America pentru o viață mai bună și puțin câte puțin, ai observat că și America este o țară cu oameni cu nedreptate, cu muncă și cu foarte multă deșertăciune. Și în această seară te-a chemat Dumnezeu în sanctuar și ți-a vorbit despre faptul că Dumnezeu vrea să te pocăiești. Te informează Dumnezeu prin Biblie că a murit Iisus Hristos ca să-ți ofere șansa să vii la El. Și pocăința este reacția ta și reacția mea la invitația lui Dumnezeu, la invitația Duhului Sfânt prin Biblie. Și venim la Dumnezeu și ne pocăim, adică ne căim de trecutul nostru și ne schimbăm viața. Și mai apoi, efectiv, parcă suntem alți oameni, parcă ne-am născut din nou, ni s-a schimbat totul în interior și începe sfințirea ca proces și începem să ne sfințim. Și în timpul acesta cândva duc o viață de rugăciune, de citirea Bibliei, de părtășie cu frații, de unitate cu frații. Și cândva, în procesul acesta, la un moment dat, există un eveniment. Evenimentul acela nu mântuiește. Eu-s mântuit când m-am pocăit. Pocăința mântuiește. Prin credință sunt mântuiți oamenii. Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin credință. Noi suntem mântuiți prin credința în Iisus Hristos. Și credința noastră manifestată în Domnul este pocăința noastră. Dar după pocăință, după nașterea din nou și de cele mai multe ori după botezul în apă, urmează un eveniment unic și glorios pe care trebuie să-l cauți, pe care trebuie să-l dorești, după care trebuie să tânjești cum tânjește cerbul după izvorul de apă când este însetat. Să-l cauți pe Duhul lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu să ți-l dea și să-i spui: Doamne, eu nu știu cum să ți-l cer, eu nu știu nici pentru ce să ți-l cer. Eu nu știu ce ai de gând să faci cu mine după ce mă umpli de puterea ta, însă sunt slujitorul tău, sunt la îndemâna ta, știu că l-ai promis pe Duhul pentru mine, știu că de-abia așteaptă să mă ocupe și să mai încă un viteaz în numele tău în luptă, știu că de-abia aștept să mă umpli cu puterea ta, știu că de-abia aștept să mă trimiți, știu că mai vrei pe cineva să prorocească pe lângă ceilalți, știu că mai vrei pe cineva să predice alături de ceilalți, știu că mai vrei pe cineva să vorbească în limbi și altcineva să tălmăcească în public pentru ceilalți. Știu toate aceste lucruri, Doamne. Stau înaintea ta și realizez că experiența mea spirituală este limitată, dar vreau să te atingi de mine. Vreau, Doamne, să mă umpli pentru că ai promis. Vreau, Doamne, să te atingi de mine pentru că mi-ai promis. Este făgăduința ta. Este făgăduința ta. Este promisiunea ta. Doamne, am nevoie de ea. Nu vreau să fiu un om în viața căruia nu se întâmplă nimic. Vreau să mă folosești. Vreau să rostesc Evanghelia. Vreau să cânt. Vreau să am putere. Vreau să am îndrăzneală în numele lui Iisus. Vreau să vorbesc despre Domnul. Vreau să fiu folosit într-un fel sau în altul. Într-o parte sau în alta. Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Frați și surori, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți să cântăm și mai apoi să ne rugăm despre această făgăduință a lui Dumnezeu. Ea este pentru toți cei pocăiți și născuți din nou, pentru noi și pentru copiii copiilor copiilor noștri. Există făgăduința lui Dumnezeu, există făgăduința lui Dumnezeu. Deschideți inima, indiferent unde ești, și spune-i lui Dumnezeu: Doamne, mă simt vinovat, știu că nu sunt încă pregătit, dar pregătește-mă! Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.